Campanie umanitară realizată de elevii de la Liceul Tehnologic Șerban Cioculescu împreună cu cadrele didactice pentru a veni în sprijinul unei familii nevoiașe în pragul sărbătorilor de iarnă. SNEC este un program la care participă elevi de liceu, școli gimnaziale și alte instituții din întreaga țară. Menirea acestui program este aceea de a crește gradul de integrare socială. Acțiunea comunitară nu se limitează la acțiuni între școli de masă și școli speciale. Ea apare acolo unde există o nevoie în comunitate, iar profesorii și elevii sunt dornici să contribuie la rezolvarea ei prin voluntariat. Cu ajutorul Episcopiei Severinului și Strehaiei am identificat o familie ce este greu încercată în această perioadă, iar prin directa implicare și atenta coordonare a colectivului profesoral și a elevilor din cadrul Liceului Teoretic Șerban Cioculescu din Drobeta, Turnu Severin, în cadrul campaniei SNAC organizată la nivelul liceului nostru, am reușit să aducem o fărâmă de bucurie în sufletul membrilor acestei familii. Nădăjduim că în urma campaniei organizate de noi vor mai lua și alți oameni făcători de bine inițiativa de a aduce cât mai multe momente de bucurie în sufletele tuturor celor ce sunt greu încercați, mai ales în pragul sărbătorilor de iarnă. La nivelul Liceului Teoretic Șerban Cioculescu, coordonatorul SNAC alături de o echipă formată din profesori și elevi în cadrul programului Săptămâna Legumelor și Fructelor Donate, au decis să fie alături de o familie aflată în nevoie și să doneze legumele și fructele colectate în cadrul acțiunii comunitare. Există în preajma sărbătorilor de iarnă un sentiment profund de compasiune, solidaritate și emoție, astfel oamenii cu suflet mare vin în sprijinul celor aflați în nevoie.